Urmăriți televiziunea oamenilor simpli și liberi. La mic, nu tragi, Doamne ferește, eu vreau să trag cloptul. O să cerem permisiune, amuș. Urmăriți televiziunea oamenilor simpli și liberi. Uite, Părintele Pietru s-a mânat Evanghelia pentru copii. Dar vezi cât e prețul? 95. Dar Părintele Pietru s-a cadonat. Așa, Părinte? Ați cadonat? Da, și sănătos să citești. Mulțumesc. Uitați-vă câtă literatură frumoasă aici. Augustin este. Bărbat este. Da. Urmăriți televiziunea oamenilor simpli și liberi. Și împăratul care era păgân tot asta, pe loc clevetit pe dânsul, că el e ghent la țara aceea și pentru asta i-a tăiat mâna lui Ioan Dămăschin. Și Ioan Dămăschin a luat mâna lui care i-a fost tăiată și s-a rugat la Maica Domnului icoană acasă și asta el, când s-a trezit, mâna era dus, era prinsă. Și în cinstea la asta, pe că s-a pus încă, la icoană încă o mână, adică din față de minune. Bravo! Sunt și niște o minune. Picior, Doamna fără picioare. Și de atâta noi spunem că... Credeți și... Ce s-a întâmplat? Cat în avare. Aici, în Troche, da? Nu, eu nu uit în Troche. De raionul Ușcari. Și de mult timp? E, 10 ani urmă. Oho. Dar aici sunteți proaspăt, cred că. Da. Vă vine greu? Când cum? Ați încercat vă împrotez ceva, nu? Am avut, mai de mult. Sunteți tânără și câți ani de înviță? 23. Mulți înainte. Ce speranță așa aveți în viață? Poți vă ajute cineva? N-ați încercat de un protez ceva să vă adresați undeva? Am avut protez la Chișinău. Este rău le fac. Spunem sincer. Nu, hrăile, n-am câmp, eu tot creștem. N-am. Aha. Greutate să duci tot timpul ca un drug după sângură. Pe... Ce le-ai recomandată, că-ți vorbim așa la tu, la alții? Ca să păzească, să fii mai încetinitor la viteză sau... Nu, da. Vezi cum se face... rugăciuni, cât de frumos scrie despre Dumnezeu, despre Niculița Domnului, despre îngerașa și ce scrie. Câți ani? Pentru copii. 8. 8 ani? Ia. Asta 2 sau 3? 3, 3. Ia uite, vezi cum cu copiii de mici și... O să citești bine? Să... Hai, citește-le. Un psalm ceva. Da.
А, ось це в монастирі спражешся. Еліна, стой не димає. Да чи бійний шит? А я чесно і прожит, да? А, ось так, що ти стош. Ще каша симплу, кукрингуці. Ну, марі боєрі мєйч, ви гандіць. На фар де привуцими. Aici se alimentează și oamenii pelerini. Uitați-vă cât sunt. Aha. Și am aici, eu să mă dă ochi, o leacă mai... O doamnă vine cu domnei. Dar îmi pare... Îmi pare rău chiar să vă, așa vă zdravă în atunci, cum așa? De ce zdravă în bănate? Da, de tot, nu e și înăuntru, am fost nearugați pentru dumneavoastră. Violeta spune. Eu nu știu, se uitează, eu Da, eu din coridor am auzit cum chiar spuneți că citiți și vă rugați și noapte. Urmăriți televiziunea oamenilor simpli și liberi. Alături de părintele Petru. Urmăriți televiziunea oamenilor simpli și liberi. Alături de părintele Petru. Până aici? Acolo, de una zice. Aute, eu ce? Am trecere aici. Câte urmări rămase? Două încă. Părdeața câte rămase? Una. А как вот еще ты мне Иисус Матвей Тору, может, и Матвей Третьялос. Что ты мне? А ты мне и выйти. А ты выйти. Молитву, канону, Господу нашему Иисусу Христу, шакашься, что я еще не рыду тебе ответ. Я ну сейчас боится. И уж сейчас по карте мэна, хоть его болеет, а выйти не могу. На протезы. На протезы. Паску не зашли, паши. Я кому могу сбавить? Spate o parte ce e, ca să arătăm totuși cât de, cum biserica ajută, Violeta. Și îmi spuneți și aici stă cine părintele este de Moscova, mi se pare că... Care? Iată acesta pe... Așa le pe aici Kirill Duhovnicu-Nev. Aha. Kirill Pavlov. Vreau să vă spun o bucurie. Când și vin la biserica asta, mă duc așa cu bucurie. Și de unză Violeta a spus în reportaj, când am întrebat-o, mai ai speranță în ceva? O spus, nu mai încred în nimeni, nu-mi mai dă nimeni niciun leu. Am fost marturiat și fiind Sășunea, cum stând în pat, cum ne se întoarce sufletul, stând în pat, părintele Rafael a zis casierului Petru, du-te rog, tot ce-i strâns până acum, și adă pentru femeia aceasta, că ei trebuiește pentru proteză. Eu am fost șocat. Ce putere Domnul are. Violeta, îmi spuneți singur? Să aveți până la urmă. Da. Petru. Petru, du și adă casă. Ce ai tot astăzi? Și Petru a dus. Am fost mirat. Să aveți credință în suflet, fiindcă Violeta, mă repet încă o dată, o zi în urmă sau două. În interviu, în live, a spus că nu mai am încredere în nimeni, nu o să-mi dea nimeni ajutor. Uitați-vă cum. La scandal cu Borodachi. Da, am noroc de Borodachi. Da, de Domnul.